Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit într-o nouă seară de vineri, seară în care vă propun să vorbim despre micul dejun. Pentru că nu e așa, auzim că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, e cu musa, e cu trebuie, nu se sare peste micul dejun, că cine știe, organismul nostru apoi va acumula caloriile într-un mod diferit. Vreau să lămurim toate aspectele legate de micul dejun, cât este de sănătos, cât este de echilibrat, cât este el recomandat și cui și care este de fapt noțiunea de mic dejun. Dragii mei, vă invit la o discuție live. Numărul de telefon pe care puteți să ne sunați este 0372 069 599. Suntem împreună ca să lămurim povestea cu micul dejun. Și cum bine v-am obișnuit, am să încep eu. De ce avem nevoie de o masă dimineața? Explicația este una științifică, metabolică, medicală și am să vă încerc să o prezint cât mai clar și mai pe înțelesul tuturor. În timpul nopții, organismul nostru funcționează, chiar dacă noi dormim. Și pentru că el funcționează doar pe bază de glucoză, este singurul carburant cu care celulele noastre pot supraviețui, indiferent că e vorba de celula nervoasă, de plămâni, de inimă sau de mușchi, toată lumea are nevoie de glucoză. Ei bine, cu siguranță în timpul nopții, și asta puteți să-mi confirmați, nu mâncăm. Deci nu este vorba de glucoza pe care o aduce mâncarea în organism, ci ficatul nostru, în absența aportului alimentar, furnizează în mod constant glucoză. Deci ficatul în timpul nopții se apucă și iată, pompează tuturor celulelor prin intermediul sângelui glucoza de care ele au nevoie, pentru că, să știți, acest metabolism bazal, acest consum din timpul nopții nu este unul nesemnificativ, adică partea de mișcare acoperă cam 25% din nevoile metabolice, în rest organismul nostru, că dormim, că alergăm sau că stăm în canapea, el tot consumă. Deci mă întorc la ficat și spun, el furnizează glucoză și culmea, chiar dacă nu mâncăm, ficatul știe să facă glucoză din țesutul gras, da? Deci este aceste grăsime din organism este principalul rezervor, culmea, de glucoză și chiar și din mușchi, din masa musculară, pe care, din nou, ficatul o poate transforma în glucoză. Deci nu e treaba noastră, noi dormim liniștiți, ficatul face glucoză pentru noi. Procesul se numește gluconeogeneză. După cum spune și numele, este un proces prin care se sintetizează glucoză, dar de ce neogeneză? Pentru că se sintetizează din materiale care nu conțin glucide, da? Deci, cum am zis, din grăsimi și din proteine. Deci ficatul face gluconeogeneză. În momentul în care am deschis ochii și ne-am trezit dimineața, se presupune că am avea ce să mâncăm în jur. Și atunci, toți medicii recomandă să punem punct procesului de gluconeogeneză, deci să nu mai topim grăsimea, rezervele de grăsime și implicit proteinele din mușchi și să trecem ficatul pe repaus, iar noi să venim cu glucoza din exterior. Deci ăsta este, dacă vreți, argumentul micului dejun. Pune punct procesului de gluconeogeneză și pune punct implicit topirii rezervelor de grăsime din organism. Și acum am să vin eu și o să vă întreb, ne dorim să facem asta, mai ales în cazul persoanelor care vor să slăbească sau în cazul celor care vor să-și mențină silueta. În momentul în care ai adus o gură de mâncare din exterior, cu excepția, bineînțeles, a faptului că mănânci doar proteine, deci în momentul în care ai mâncat ceva, automat ficatul s-a oprit, nu mai topește rezervele de grăsime și trece pe această furnizare de glucoză venită din exterior, din mâncare. Deci începem ziua în funcție de obiectivele noastre, ținând cont de acest mecanism. Adică, micul dejun este o masă extrem de importantă și, aș spune, esențială,
pentru copii în creștere, care nu au nevoie să-și topească nici masa musculară, nici grăsimea, pentru persoanele care fac mult efort fizic și care, din nou, nu trebuie să-și consume rezervele, sau pentru cei care vor să mai câștige kilograme în plus. Pentru că, iată, nu mai lași ficatul să stopească rezervele de grăsime, ci spui stop, aducând un mic dejun consistent și sănătos din exterior. Însă, același mic dejun se dovedește o, nu știu dacă greșeală, dar mai degrabă este nebinevenit, o prost inspirat, în momentul în care luăm micul dejun și ne dorim să slăbim. Pentru că automat am pus punct, am blocat tot ce înseamnă topirea grăsimii de rezervă. Așa că vreau să înțelegeți că nu există o regulă generală, ci efectiv fiecare este liber să-și, să spun așa, stabilească comportamentul alimentar în funcție de propriile obiective. Deci dacă aveți de slăbit, dragii mei, săriți fără nicio grijă peste micul dejun. Este culmea, momentul din zi în care organismul vrea, nu vrea, trebuie să apeleze la rezerve dacă voi nu-i dați nimic din exterior. Asta ca să lămurim că nu pentru toată lumea micul dejun are aceeași semnificație. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon la care vă aștept să intrați în direct și să-mi spuneți dacă voi obișnuiți să mâncați micul dejun și, de ce nu, haideți să dezbatem un pic și conținutul lui, pentru că, uitându-ne în jur, putem să vedem că obiceiurile culinare alimentare diferă de la țară la țară. Noi, ca români, cred că avem un pic din toate. Englezii mănâncă dimineața până și costiță cu fasole, da? La francezi avem un croissant și o cafea cu lapte sau niște pâine cu unt și cu dulceață. Americanii, e clar, au inventat fulgii de cereale pentru micul dejun, tocmai ca să educe populația și să învețe să mănânce cereale cu lapte. La italieni aș spune că ei sunt un pic mai zgârciți, cred că pun mai mult accent pe masa de seară, dar până și la ei este o brioșă și o cafea. Noi însă, ca românii, chiar suntem generoși când vine vorba de micul dejun și avem și mezeluri și brânzeturi și ouă și, de ce nu, și produse făinoase, deci ne place să mâncăm micul dejun. Ia să vedem, avem un telefon în direct, ce se întâmplă în realitate și fiecare cum începe ziua apropo de mâncare. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Numele meu este Ionuț. Vă rog, spuneți-mi ce obiceiuri aveți legate de micul dejun? Ce să zic? Deci mi-era chiar... aveam o stradă de conștiință că nu pot să mănânc dimineața, dar acum, pentru că ziceți dumneavoastră că nu... Nu e obligatoriu. Da, nu e obligatoriu. Vai, nici nu știți cât mă bucur. E primul mesaj sau e primul semnal din partea cuiva, inclusiv de la nutriționist la care am mai fost, să spună că nu e, dacă sunt supraponderal, nu e bine să mănânc dimineața. Nici nu știți cât mă bucur că ați intrat în direct și că ați mărturisit acest lucru. Acest trebuie, este teribil când ni se impune și, iată, avem sentiment de nevinovăție, pe lângă faptul că atunci când vrei să slăbești ar fi recomandat să nu mănânci micul dejun, pot să vă spun că o altă situație de care trebuie să ținem cont este că noi avem nevoie să ne fie foame ca să justificăm prezența micului dejun. Sunt foarte multe persoane care nici nu se desmeticesc bine, nici nu apucă să se spele pe față, se opresc direct la frigider. Adică noi nici măcar nu ne întrebăm îmi este foame sau nu. Pentru că micul dejun nu-i tot una dacă îl mâncăm la 6 dimineața sau la 10, tot mic dejun se numește, și în cărțile de nutriție este trecut acest interval de 3 ore care urmează trezirii. În acest interval, dacă mâncăm, se numește mic dejun. Deci trebuie să ținem cont și de momentul în care ne-am trezit și nu imediat să ne oprim în mâncare, ci să-i acordăm organismului, eu știu, o oră, o oră și ceva, ca el să se desmeticească și să avem timp să simțim vreo nevoie, să ne fie foame vreun pic. Deci nici nu vă este foame, să înțeleg, și nici nu obișnuiți micul dejun? Nu, am avut
interacțiuni, să zic, cu doctorii nutriționiști, uh-huh, și de la asta a plecat. Nu trebuie neapărat cu un iaurt, cu 0, cu 0,2, cu ceva, 2, cu ceva, trebuie, ceva trebuie, ceva, am înțeles. Da. Da. Păi da, dar nu intră dimineața, că e prea dimineață. Sau, nu, nu se poate, dimineața trebuie neapărat. Și ați rezistat? Deci... ați rezistat? Adică v-ați lăsat, să spun așa, forțat sau până la urmă ați, da, ați făcut cum ați simțit? Au fost două perioade în care a trebuit să ținem neapărat. Ne-am ținut, că dacă am zis să ne ținem de ce ne zice, ne-am ținut de ce ne zice, dar oricum rezultatele pe termen lung nu au fost... Da, vă felicit, vă felicit că v-ați ascultat organismul și este foarte important să ținem legătura cu corpul nostru și mai ales aici este rolul meu și aș vrea să vin în întâmpinarea voastră să vă explic cum funcționează corpul și efectiv voi să luați decizia în funcție de obiectivele voastre. Deci domnul meu, în condițiile în care nu intră și culmea mai vreți să și slăbiți, aveți dezlegare de la mine, nu mâncați micul dejun, aveți o zi întreagă la dispoziție în care să luați contact cu mâncarea, nu se întâmplă nimic, ci din contră veți slăbi în primele ore ale dimineții. Bună seara, mai avem un telefon? Avem, suntem în microfonie, dați un pic mai încet radioul. Bună seara! Alo? Ia să vedem acum. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Diana. Vă rog, doamna Diana. Sunt din Bacău și sunt mămică de 4 copilași. Așa, ia să vedem, că la copii, iată, avem reguli diferite. Da, să știți că și pentru mine a fost o revelație emisiunea din seara aceasta. Așa. Pentru că mă autoforțam ca să mănânc dimineața, dar mai mult cumva ca să-mi priască cafeaua, să nu mă doară stomacul. Am înțeles. Și asta este un mit, să știți, că dacă bem cafea pe stomacul gol, facem un lucru rău. Trebuie să încercați să vedeți dacă într-adevăr vă e rău, pentru că mai bine decât corpul nostru nu ne spune nimeni și până când nu încercăm pe pielea noastră, nu trebuie să le luăm pe toate așa, ca regulă. Deci să înțeleg că dumneavoastră nu aveți nevoie de micul dejun, însă celor mici... De, și pe cei mici îi forțam, dar am înțeles acum că pentru cei în creștere e binevenit. E binevenit, mai ales că ei au stomacelul mic, mai ales dacă copiii nu sunt supraponderali și nu au rezerve de grăsime, atunci ai trimite, să zic așa, a porni ziua cu rezervorul gol, nu este un lucru recomandat și atunci, pentru simplu fapt că se presupune că un copil se mișcă, este mult mai activ, toată această mișcare n-are cum să fie făcută, e ca și cum l-ai trimite la drum cu o mașină cu rezervorul gol. Dacă nu le dați un mic dejun, chiar dacă asta înseamnă o felie de pâine cu temir ce pe ea, cu un pic de unt, e mai mult decât nimic și acest combustibil care vine mai ales din produsele făinoase pentru copii este salvator, pentru că din aceste făinoase luăm ușor glucoza și iată, avem combustibil pentru activitatea fizică. Partea cu mintea și tot ce înseamnă muncă intelectuală nu consumă așa de multe calorii, în schimb, pentru mișcare, pentru joacă, pentru sport, avem nevoie de combustibil. Și dacă ar fi să alegeți produse de mic dejun, care sunt preferatele dumneavoastră? Să știți că cereale. Mănânc cereale, fibre, încerc produse care sunt slabe în calorii. Am înțeles. Am o întrebare foarte importantă. Vă rog. Dacă m-ați explicat pe mine, copilașii mei, să știți că totul meu este supraponderal. Chiar i s-a zis că ar trebui să slăbească în jur de 15 kg ca să nu mai sporeie și să nu aibă probleme de sănătate. Și el dimineața consumă un mic dejun copios în calorii. Copios. Ce înseamnă grăsimi, cârnați, nu știu, wok-uri, ceva ca să zică el că el ține de foame pentru tot restul zilei. Și nu consideram că tot timpul e ok. Poate ne dați un sfat să ne ajutați în familie. Deci, doamnă, de adevăratele, micul dejun este o masă care blochează slăbitul și atunci, de foarte multe ori, micul dejun este mai degrabă un ritual decât o nevoie a organismului. De asta vă spuneam mai devreme că ar trebui să așteptăm
o oră, două după ce ne-am trezit ca să ajungă să ne fie și foame, da? Vedem cu toții când plecăm în vacanță și avem micul dejun inclus la hotel, că suntem dispuși să ne trezim, să ne ducem direct la masă doar de dragul unui mic dejun care ne este oferit. Dar altfel, dacă suntem acasă, ar trebui ca să așteptăm ca micul dejun să fie o necesitate, chiar dacă asta înseamnă să treacă de ora 11 și să ajungem deja la masa de prânz. Putem spune că am făcut o mică șmecherie și am mai sărit peste o masă. Deci, în cazul soțului dumneavoastră, nu se justifică un mic dejun copios, ci mai degrabă v-aș recomanda să fie o simulare de mic dejun, pentru că să știți că și o cafea cu lapte poate să țină, poate să, să zic așa, să bifeze noțiunea de mic dejun, sau de ce nu un iaurt, cum a zis dumneavoastră, cu o mână de fulgi. Deci rugați-l sau faceți împreună exercițiu să se prefacă că mănâncă micul dejun. Un ou fier, să știți că ține foarte bine de foame și nu îngrașă, are doar 80 de calorii. Și atunci, iată, o felie de pâine prăjită cu un iaurt și un ou fier sau un pumn de fulgi în loc de pâine și o cafea și gata cu micul dejun. Pentru că atunci când vrem să slăbim, avem în față o zi întreagă în care vor fi nenumărate prilejuri în care să avem contact cu mâncarea și să știți că dacă începem de dimineața cu multă mâncare și cu masă copioasă, toată ziua ne va fi foame. Ăsta este paradoxul: cu cât glicemia variază mai mult și o stimulăm, cu atâta o să ne fie mai foame. Deci, mâncând mai rar, ținem apetitul sub control, cu cât mâncăm mai des, cu atâta ne va fi mai greu. Deci sfatul meu pentru soțul dumneavoastră: să se prefacă că mănâncă micul dejun. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Din nou în direct cu voi, avem un ascultător pe fir. Bună seara! Alo! Sărumile! Bună seara! Cum vă numiți, vă rog? Valentin. Vă rog, domnul Valentin. Sunt supraponderal, am ceva, sunt gurmand, îmi place mâncarea la nebunie. Ne place tuturor, place firar să fie. Așa. Și am o lună de zile de când am eliminat micul dejun, de aceea mi-a plăcut tare subiectul din seara aceasta. Așa. În schimb, mănânc o banană pe la ora 9-10 ziua, dar de obicei mă trezesc de la 4 dimineața. Păi atunci banana de la ora 9, trezit de la 4, aș putea să spun că vă e masă de prânz. Deja sunt multe ore de când v-ați trezit. Da, mănânc puțin la 12 fără pâine. Dar mănânc seara. Dar stați un pic, n-ați greșit cu nimic și dacă vreți este într-un fel bine meritată masa dumneavoastră de seară, pentru că, iată, micul dejun e mai mult o păcăleală și vă felicit că ați ales banana. Foarte mult timp banana a fost pusă la colț, că vezi, Doamne, este un fruct care are mult amidon, mult zahăr și îngrașă. Culmea este că ține de foame, iar acel amidon se absoarbe lent, are și mult magneziu și mult potasiu și chiar dă și o stare de bine, consistența ei cremoasă, deci este un fruct care nu face aciditate și nu stimulează apetitul, așa că alegerea dumneavoastră instinctivă e foarte bună, iar la masa de prânz, dacă ați spus că mâncați puțin, cu atât mai bine, pentru că vă țineți buget și calorii pentru masa de seară, că aveți și dumneavoastră nevoie, chiar dacă vă doriți să slăbiți, de o masă care să fie de adevăratele și dacă este seara, cu atât mai bine, pentru că are rolul și să vă relaxeze și să vă hrănească. Singura recomandare este tot așa să fiți mai zgârcit cu partea de făinoase, pentru că dacă seara mâncăm multe făinoase și nu le consumăm prin efort fizic, alea se depun. În schimb, tot ce înseamnă carne, pește, brânză, ouă cu legume multe, niciun stres, de asta s-au și inventat dietele proteice, putem să mâncăm grătar cu salată, pe săturatele și să slăbim. Carnea, da. Da. Deci da, și ține slăbit, și de foame. Am slăbit 3 săptămâni, chiar aproape 4, am slăbit aproape 10 kg. Păi atunci sunteți... Am un serviciu sedentar, la volan toată ziua aproape. Am înțeles. Doar că nu am făcut eforturi, doar am redus micul dejun și mâncarea per total, mai puțin. Foarte bine. Mâncam,
ați făcut corect și dacă sunteți la volan, nu vă cumpărați nimic de ronțăit, că în felul ăsta și dacă vă este foame, să n-aveți nimic la îndemână. Deveniți un tic să întind mâna să mănânc mereu. Ați văzut cum am știut, deci chiar dacă nu mi-ați mărturisit, știu că e o plăcere ronțăitul la volan. Felicitări, țineți-o tot așa, n-ați greșit cu nimic și fără micul dejun se slăbește mai repede. Felicitări! Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Se vede treaba că vă place subiectul, dragii mei. Dacă nu vă place micul dejun, haideți măcar să vorbim despre el dacă nu-l mâncăm. Mai avem un ascultător pe fir. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Delia. Vă rog, doamna Delia, ce relație aveți cu micul dejun? Ia să vedem. O relație excelentă. pentru că îmi pot permite să mănânc mic dejun copios. Așa. Nu trebuie să țin dietă, sunt în barem. Vreau să vă întreb altceva. Deci mănânc mic dejun, de pildă, dacă trebuie să plecăm undeva la 6 dimineața, noi nu plecăm fără să nu mâncăm. Deci, doamnă, sunteți o norocoasă, să știți că de multe ori spun, haideți să o facem cât timp ne permitem, pentru că ferească Dumnezeu o să vină o zi când o să mai putem. Așa că atâta vreme cât nu avem probleme cu silueta, normal că micul dejun e un răsfăț și un moment, adică un fel de a începe ziua aparte, normal. Deci nu e... Nu vă, vă invidiem, nu numai că nu vă condamnăm, vă invidiem. Vă rog, și întrebați-mă. Mai mâncăm prânzul pe la 1 și după aceea, după ora 6, nimic, absolut nimic. A, păi stați, că atunci mi-ați ridicat, să zic așa, mingea la fileu și m-a ajutat să le spun ascultătorilor că există două tipuri de consumatori. Unii care sunt cu un metabolism și cu un, să spunem așa, un ritm mai alert în prima parte a zilei și aici găsim persoanele care mănâncă micul dejun și prânzul, iar seara, exact după modelul dumneavoastră, nu are importanță. În schimb, sunt persoane care sunt un pic decalate și care sunt mai active spre partea a doua zilei și atunci, pentru acest tip de persoane, micul dejun este, să spunem, inutil, însă la masa de prânz abia li se trezește apetitul și tot accentul se pune pe masa de seară. Nu toți suntem la fel și nici ritmul nostru alimentar și metabolic nu e același, însă important este să te încadrezi în una din aceste două categorii, pentru că nu ne mai putem permite în ziua de azi, cu atât sedentarism pe capul nostru, să mai mâncăm toate cele trei mese la adevărata lor greutate, să zic așa. Deci alegeți-vă, dragii mei, dacă vreți să fiți matinali, cu accent pus pe micul dejun și prânz, sau vreți să fiți mai degrabă, nici nu știu să zic, noctambul și să puneți accentul pe masa de seară. Nu e nimic greșit în ceea ce faceți, doamnă, și iată, micul dejun copios deschide ziua, însă la sfârșitul zilei masa de seară este inexistentă, deci una peste alta contează mai mult cât mâncăm într-o zi și nu neapărat orele la care mâncăm, iar dacă nu aveți nici probleme ponderale, bucurați-vă de fiecare mic dejun, pentru că aveți cum. Continuăm și avem în continuare alături de noi un alt ascultător, mă iertați. Bună seara! Bună seara, doamna doctor! Ce mă bucur că am reușit să vă prind! Vă rog, doamnă! Nu, sunt Rareș Grecu, fan vechi al postului. Vă rog, ia să auzim, Rareș, care e relația ta cu micul dejun? Eu am mic dejun în fiecare dimineață și mănânc crembuști. Ok. În special când am program, că sunt student la Universitatea de Petrol și Gaze, pe engleză franceză. Așa. Și sunt unele zile în care am program foarte lung, ies foarte târziu și mănânc crembuști ca să țină de foame. Foarte bine, deci în crembuști avem grăsime, avem proteine și probabil că sunt și cu puțină pâine, așa că este o masă completă.
masa de dimineață este importantă, e cu senzație de foame, e ceva care spică bine. Mulțumesc. Ia să vedem ce alte întrebări mai sunt. Pe cine mai avem în direct? Bună seara! Nu? Atunci am să continui eu. Apropo de compoziția micului dejun, că tot ne-a spus Rareș că mănâncă cremvuști dimineața, nu este nimic greșit în a avea un mic dejun proteic, da? Deci putem să mâncăm dimineața șuncă, cașcaval, brânză, eu știu, salam, un sandwich cu orice vreți voi. Este momentul perfect pentru a consuma astfel de alimente care ele sunt concentrate în grăsime și în proteine și pe care trebuie să le mâncăm în doză mică. Însă când le punem peste o felie de pâine, totul are gust. Nu uitați să puneți la micul dejun și câteva legume, nu de alta, dar fibrele și apa din compoziția lor ne pun intestinul un pic în mișcare și îl pun la treabă să se dezmorțească. Un alt aliment recomandat pentru micul dejun ar fi iaurtul și orice fel de produs lactat fermentat, pentru că acolo avem puține calorii, însă avem acele probiotice, cei fermenți lactobacili care completează flora microbiană și ne cresc imunitatea. Și nu în ultimul rând, o băutură caldă, indiferent că este ceai sau cafea, amândouă sunt stimulante și da, cafeaua ne trezește și ne face mai energici. Ia să vedem, mai avem alături de noi un ascultător. Bună seara! Bună seara, una, cu mine vorbiți, nu? Da, cu dumneavoastră, vă rog! Da, e super sigur mașină. Mă numesc Dan Ivanov, șofer de camion și de mic copil am necazul cu greutatea. Așa. Asta nu simt că sunt atât de obez încât un cap între scaun și volan, dar mai zic nu mă simt prea bine. Acum de ceva timp, de după septembrie, am apucat de dietă, acea dietă care practic este disociată, dar văzând pe internet și mergând și pe la nutriționist, mi s-a spus că nu trebuie să țin acea dietă, cum îi spune, disociată, pentru că practic este un ritm de trebuie foarte, foarte alert și nu se adevine pe urmă la menținerea greutății. Ceea ce sunt de acord că am făcut-o și așa am fost. M-am auzit? Da, cum să nu vă aud. Și cu micul dejun cum stați? Aici am vrut să ajung. Vreau să spun că niciodată nu mâncam dimineață. Nu puteam. Din ce cauză? Pentru că în momentul în care mâncam dimineață, din liceu fie sau din școală, când mâncam dimineață, la ora 11, la pauza mare de la școală, eu dormeam la pauză. Ați văzut? M-a apucat somn. După care, acum mai avea, că dacă mânci dimineață, organismul este obosit și vrea să se regenereze prin odihnă. Bun, acum ce fac? Am luat acea dietă disociată de la început și practic în două cuvinte îi trebuie următor, două propoziții. Trei zile post, trei zile de dulce, adică de dulce în sensul religios, carne, ouă, regu animal, putere animală. Și vreau să spun că nu am cântar unde merg cu camionul, nu am cântar de multe ori și știu când ajung acasă mă ori la bugii pe ei pe care i-am la care fel. Când m-am apucat de dietă, era bugii destul de destui de bine, că mă duc eu de elastic. Acum văd că fâlcuie pe picior. Deci, ce pot... Așa, așa. Da, cureaua, practic, a ajuns la ultima gaură pe care am făcut-o acum de ceva timp în urmă, când mă simțeam bine. Am 47 de ani, deci, practic, deja văd la care bărbații încerc să pună burtică. Eu încerc să o dau jos. Deci funcționează, vedeți că până la urmă, din toate recomandările, v-ați găsit ritmul bun pentru dumneavoastră și este clar că atâta vreme cât facem schimbări și tăiem din cantitatea de mâncare, organismul ne arată rezultate frumoase. Încă o dată vă încurajez, dacă nu vă este foame dimineața, săriți micul dejun fără niciun fel de mustrare de conștiință și dacă ați ales să mâncați 3 zile de post și 3 zile de dulce, nici asta nu este o greșeală. Important este să nu mâncăm mult. Să știți, dragii mei, cantitatea face diferența. Este mai important cât mâncăm, nu ce mâncăm, chiar și atunci când vrem să ținem cură de slăbire.
Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Discuția despre micul dejun continuă. Bună seara! Pe cine avem alături de noi? Toată lumea este în mașină la ora asta. Alo. Bună seara! Bună seara! Bună. Vă rog, cum vă numiți? Sunt în direct? Da, sunteți în direct la frecvența gustului. Bun, ce mă bucur. Doru din Brașov. Vă rog. Am 64 de ani, sunt pensionar, dar lucrez. Când vă stau acasă, lucrez. Foarte bine. Foarte bine, fiți în activitate. Și vreau să vă spun că micul dejun nu prea e important pentru mine, dar pe zi mănânc 4 sandwich-uri mari. Așa. Dar numai cu câte o felie de pâine. Deci nu sunt așa de mari. Da, așa. Nu știu de ce se aude puțin cam greu. Dacă puteți vorbi mai puțin mai tare, ar fi mai bine. Nu, dar noi vă auzim foarte bine. Pot să spun Mihaela că e ceva e preferatele mele. Am înțeles, vă mulțumesc. Așa, și cel puțin două banane, vreo 4-5 Eugenia, două cornuri cu gem. A, deci nu, ați venit să ne faceți poftă și să ne arătați că se poate să mănânci din toate și să n-ai probleme de siluetă. Să știți că... Păi asta e problema, că am problema de siluetă în sensul că am 1,82 și am 60 kg. Deci, domnul meu, chiar sunteți, nici nu știu cum să vă spun, chiar sunteți de invidiat și ați venit probabil alături de noi ca să le aduc aminte ascultătorilor că nu putem să dobândim un metabolism cheltuitor decât prin naștere și cine l-are să-i trăiască, dar noi care nu-l avem, n-avem cum să-l dobândim și cum să vă invidiem. Sunt persoane care, într-adevăr, chiar dacă mănâncă mult, nu se îngrașă, asta e norocul lor, însă lucrul acesta se presupune că ar trece cu vârsta, uite, se vede treaba că în cazul ascultătorului nostru nici măcar vârsta nu i-a potolit metabolismul, se poate și așa, însă dacă nu ai norocul să te naști cu astfel de metabolism, atunci trebuie să fii ca majoritatea dintre noi, să fii atent la micul dejun, să fii atent la câte mese mănânci, la câte bucăți de Eugenia și câte sandwich-uri, pentru că fir ar să fie din grăsime și făinoase, ne îngrășăm, cel puțin majoritatea dintre noi. Bună seara, mai avem un ascultător alături de noi. Cu cine vorbim? Bună seara, bună seara. Bună seara. Sunt română, sunt în mașină cu toți colegii și chiar ascultam cu plăcere emisiunea dumneavoastră. Ia spuneți, domnilor, cum stați cu micul dejun? Pentru că, măcar și prin prisma, să spun așa, geneticii, bărbații întotdeauna vor putea să mănânce mai mult decât femeile. Și dacă sunteți în mașină cu prietenii, spuneți-ne care este adevărul despre micul dejun. Adevărul cu micul dejun este într-adevăr că, da, mâncarea nu contează prea mult, contează mai mult munca. Dar de dimineață, cum ne trezim, cea mai bună, din câte am observat, este hidratarea. Așa. Și apoi, după hidratare, poate pe la 11-12 ne apucăm să o și mâncăm bine. Poate în intervalul orar de 8 ore, de la 12 până pe la 7, putem să mâncăm liniștiți, mă gândesc. E și o variantă bună pentru fasting, din câte am auzit. Și da, într-adevăr. Până seara târziu avem timp ca corpul nostru să consume tot ce am mâncat în cele 8 ore și apoi cred că e super pentru că ne culcăm cu o senzație ușoară de foame. De foame, da, într-adevăr, da. Dar da, și ne trezim frumos de dimineață, corpul consumă, cum a spus și dumneavoastră, în timpul somnului tot ceea ce e necesar și hidratarea de dimineață, poate chiar și seara, e super. Mă bucur mult că ați adus în discuție hidratarea. Într-adevăr, până în momentul în care îi dăm mâncare, n-ar fi rău ca să începem ziua cu ceva lichid și când zic lichid, mă refer la, eu știu, apă, ceai, chiar și cafea, pentru că tubul nostru digestiv este amorțit și leneș din timpul nopții și atunci chiar și o cană de apă călduță poate să-l ajute să se pună în mișcare.
și să mai așteptăm, exact cum spunea și ascultătorul nostru, să mai așteptăm un pic de timp până când ne repezim la mâncare. Timpul ăsta este necesar exact ca la o mașină, să apară o nevoie, să apară un beculeț care se aprinde și îți arată că rezervorul este gol. Altfel n-ar trebui să ne grăbim cu mâncarea, mai ales în primele ore ale dimineții, pentru că, dragii mei, ziua e lungă, iar mâncarea nu o să dispară prea ușor din viața noastră. Bună seara! Pe cine mai avem alături de noi? Bună seara, Elena din Brașov. Bună, Elena! Ia spune-mi, tu ce relație ai cu micul dejun? Eu am o relație bună cu micul dejun. Și-ți permiți? Și-ți permiți să ai această relație bună? Da. Bravo! Am fost diagnosticată în 2015 cu colită cronică. Și de atunci am nevoie de foarte multe fibre, regim alimentar fără grăsimi. Da, deci ai învățat să fii organizată și disciplinată pentru binele, pentru sănătate și pentru binele corpului tău. Și te simți și bine, nu? Mă simt foarte bine. Am reușit și tranzitul să mi-l pun la... Și ce mănânci la micul dejun? Ca să luăm și noi exemplu. Cereale integrale puse la muiat seara. Perfect. Simple, fără adausuri de zahăr sau cerealele acelea. Și cu ceva, cu lapte, cu iaurt, cu ceva sau așa goale? Uneori pun cu apă, că nu am lapte, sau cu lapte. Perfect. Fără, cum îi spune? Fără lactoză, fără grăsime. Am înțeles. Fără lactoză, da. Mai pot adăuga niște nuci, fructe uscate, dacă am. Cât Bun. Mai simplu. E o variantă bună de mic dejun. Și o banană lângă, eventual tăiată în mărunțel. Foarte bun. Deci, iată, e un moment bun pentru a introduce, eu știu, un fruct, un produs făinos, un produs lactat. Deci, o masă mică, o masă ușoară, o masă lejeră, poate fi un mic dejun sănătos. V-am spus cu condiția ca el să fie justificat de foame și să ținem cont de faptul că este mai degrabă un moment plăcut ca să începem ziua cu dreptul, însă nu puneți presiune și nu e nimic cu trebuie. Sunt persoane care se trezesc dimineața doar de frica, în weekend, de frica să nu sară peste micul dejun și apoi se culcă la loc, mănâncă și se culcă la loc. Deci nu așa, dragii mei, se spune că cine doarme postește și slăbește. Dacă în anumite zile din săptămână vă puteți permite un somn mai lung, vă recomand chiar să vă odihniți decât să mâncați micul dejun, pentru că poate fi micul dejun și la ora 11, iar somnul ne hrănește și nu ne îngrașă. Sunt alături de voi aici în fiecare vineri ca să dezbatem și alte subiecte gustoase și savuroase doar pe frecvența gustului. Vă îmbrățișez și vă doresc un weekend minunat cu un mic dejun pe măsură. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.